După capricii, Iuliana era destul de supărată, afectată de acea scrisoare primită de Liviu și au văzut-o fetele, au chemat-o pe canapea, Andrada a îmbrățișat-o și îi spunea că nu are de ce să fie supărată, îi spunea că se supără degeaba dacă ea știe că nu a făcut nimic, că nu este nimic adevărat din ceea ce s-a scris în acea scrisoare, ar trebui să se bucure de timpul petrecut cu Liviu, să stea cu el, să încerce să-l cunoască mai bine, nu să stea așa supărată pentru că nu are, nu are de ce. Spunea tot Andra dacă se vede clar că Liviu vine tot către ea și tot pe ea vrea să o cunoască, chiar și după ce a primit acea scrisoare, nu a fost influențat. Iar Delia a spus și ea că Liviu, și atunci când a intrat astăzi noua concurentă, a spus clar că el este într-o cunoaștere cu Iuliana.